Deci, aparent a apărut ceva nou pe hartă. Un prowler. Nu e vorba de armă, ci e vorba de o creatură din Titanfall. Da, stați să ajungem acolo și vă arăt. Ok, well, ăsta este. Aparent vor fi mai multe modele de monștri de genul ăsta. Ăsta e unul dintre ele. Un data miner ne-a arătat câteva din modele și vă voi lăsa acum niște imagini. Leakerii spun că ar fi un nou event pe mapă, cum a fost la finalul sezonului 1, mi se pare, când au apărut dragoni pe cer. Sunt foarte curios dacă așa o să fie. Se speculează că o să apară o nouă locație pe mapă, cum este pe King's Canyon, locația creată special pentru Octane. Se speculează că va fi o nouă locație a lui Bloodhound pe mapa aceasta. Nu se știe exact unde va fi locația, dar mă gândesc că dacă Prowlerul ăsta a apărut aici, s-ar putea să fie tot undeva în locația asta. Nu știu, vom vedea. Leakerii consideră că urmează să apară locația asta pentru că în joc a apărut un fișier audio care vorbește despre Bloodhound Town. Vi-l voi lăsa imediat să ruleze. Hey, those things look like me. I'm famous. I can't wait to tell Mirage that it's dupes o'clock for me now, too. I bet I was created in Bloodhound's village. They'll be so excited to see me again. If those guys were created here, and I'm here looking for my creator, then that means we're all robots. După cum vedeți în audio, Pathfinder spune că acolo a fost creat și că îl caută pe creatorul lui și la un moment dat spune că noi toți suntem roboți. Nu știu dacă vă aduceți aminte, dar cu prezentarea sezonului 4 am avut și o pancardă unde erau mai mulți Pathfinderi cu acelea skinuri și aveam în fundalul lobby-ului, mi se pare, niște Pathfinderi care atârnau de perete, cel mai probabil încă fiind într-o fabrică. Bloodhound Town este locul unde a fost creat Pathfinder și asta înseamnă că Bloodhound ar putea fi creatorul lui Pathfinder? I don't know, we will see. Un alt leak este acest skin pe Bloodhound, cel mai probabil va fi la acest event. Nu știu, în store sau poate îl vei putea obține prin niște, tot așa printr-un Battle Pass Free sau prin niște challenge-uri. Este foarte probabil ca acest event să se desfășoare în următoarele zile, așa că vă sugerez să vă abonați la canal, pentru că noi facem în fiecare seară live-uri pe Twitch și pe YouTube, datorită acestui eveniment neplăcut, și anume pandemia care se desfășoară în momentul de față pe întreg pământul. Am foarte mult timp liber în care stau acasă, așa că îl împărtășesc cu voi pe livestream-uri. Eu vă aștept pe livestream-uri în fiecare seară, nu am o oră anume în care fac live-uri, dar vă aștept acolo. Cu siguranță, când va fi eventul, vom face live pe Apex și vom vedea împreună eventul desfășurându-se, așa că vă aștept pe live și da, ne vedem pe YouTube. Să aveți o zi minunată, numai bine! Nu uitați că eu am un playlist cu Apex Legends pe canal unde puteți să vedeți mai multe videouri dacă vă place acest joc. Pa, pa!